La radio cu Andreea Esca la Europa FM. Bună ziua și bine v-am găsit la radio. Pentru cei care nu sunt în mașină la această oră, dar au acces la un calculator, trebuie să știți că ne puteți și vedea pe site-ul europafm.ro sau pe andreaesca.com. Dacă sunteți online, observați că astăzi studioul nostru nu este în locul obișnuit, ci la Muzeul de Artă, la Palatul Banfi din Cluj, pentru că în aceste momente se desfășoară aici festivalul de shopping Happy Free, adică în locul unde numai astăzi o mulțime de branduri cunoscute vând produse la jumătate de preț. Și pentru că vorbim despre shopping, bineînțeles că vorbim și despre modă. Automat, invitatul va fi unul care să se asorteze cu tema. Avem nevoie de o lume a viselor pentru a descoperi caracteristicile lumii reale în care credem că locuim. Acest citat al lui Paul Feyerabend mă obsedează. Cel mai mult mă inspiră tensiunea care se creează între spațiul urban hipertehnologizat și identitatea personajului fragil care locuiește într-un astfel de mediu. Hainele, în cadrul proiectelor mele, devin niște hărți abstracte care marchează diferite imagini și secvențe intercalate și dislocate. Încerc să surprind o atmosferă și să conturez o poveste care mie mi se pare relevantă pentru ce vreau eu să transmit în sezonul respectiv. Recompun haina și o fac să fie mai mult decât un veșmânt, o fac să fie o poveste. Designerul și lectorul universitar Dr. Lucian Broscățean este invitatul meu de astăzi. Un tânăr din Sibiu care a făcut ca toată lumea pasionată de modă să afle despre Universitatea de Artă și Design din Cluj și să-și dorească să ajungă acolo. Bună, Lucian! Bună ziua și vă mulțumesc din suflet pentru invitație. Era imposibil să ajungem la Cluj și să nu fii tu invitatul. Vă mulțumesc, e onorant și mă bucur să fiu alături de dumneavoastră într-o zi atât de specială, mai ales că văd că au venit atât de mulți oameni deja la acest târg foarte bine organizat. Îți mulțumesc și eu, Lucian, că ai venit. Mă gândeam acum, în timp ce te așteptam, cum ne-am cunoscut noi? La unul din evenimentele în care mi-am prezentat colecția în București și apoi la concept space-ul realizat de Galeria Anaid și exact. De Diana Dochia, acolo exact. Am avut șansa, chiar când eram la început de drum, să vă prezint haine de ale mele și să, mai mult decât atât, să vă prezint povestea din spatele hainelor. Și m-a onorat foarte mult prezența dumneavoastră și cred că m-a impulsionat, la fel cum m-au impulsionat toate feedback-urile profesioniste pe care le-am primit de-a lungul anilor. Lucian, eu trebuie să-ți mărturisesc că eu despre tine am aflat de la mama ta. Am cunoscut-o întâi pe mama ta, pentru că și ea este o foarte mare pasionată de artă și o știam de la muzeul din Sibiu. Și într-o zi mi-a spus că băiatul ei este student la Cluj și că este foarte pasionat de design și că ar trebui să-l cunosc. Da. Știu și această poveste și știu cât de mult sunteți legată de zona de artă tradițională. Mama pe atunci lucra la muzeul Franz Binder din Sibiu și mai precis la galeriile de artă tradițională. Da, și întotdeauna am găsit tot felul de lucruri săsești frumoase, da. Pentru că vin foarte mulți oameni care... au adunat de-a lungul vremii foarte multe lucruri din satele săsești din Transilvania, iar eu eram foarte fericită că de fiecare dată mai găsea câte ceva. Da. Și într-o zi mi-a zis că ar fi bine să te găsesc pe tine. Și după câțiva ani, cred că s-a întâmplat. Și mi-a părut foarte bine și sunt foarte fericită de evoluția ta, știi? Pentru că altfel, sigur, poți să cunoști oameni de-a lungul vieții și să fie pur și simplu o întâlnire care... Să fie prima și ultima întâlnire. Au trecut mai exact 10 ani de când ne-am cunoscut prima dată și faptul că mi-ați dat atunci un feedback profesionist și m-ați impulsionat, cred că m-a ajutat. Nu, eu cred că te-a ajutat talentul tău. La fel cum au ajutat toate participările și contactul cu mediul profesionist. Asta da, dar cel mai mult cred că te-a ajutat talentul tău și faptul că ai fost întotdeauna un om muncitor, pentru că nu e suficient să ai talent. Și pentru că citești foarte mult și pentru că te informezi non-stop, deci să nu dai vina pe noi, da? Ți-am spus că una dintre rubricile emisiunii presupune să te prezinți tu în 20 de secunde, așa că o să auzi acum un cronometru și când începe cronometru, începi să spui cine ești tu, Lucian Broscățean. Autobiografia în 20 de secunde.
Mă numesc Lucia Ambroscățean, am 30 de ani, sunt fashion designer și lector universitar în cadrul specializării modă design vestimentar a Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca și sunt creative director al brandului Irina Schroeter. Ah, nici nu ți-au trebuit 30 de secunde și ai făcut atât de multe lucruri. Am zis de la început că ești un tânăr din Sibiu pentru că acolo te-ai născut. Ești chiar din Sibiu sau din zona Sibiului? Chiar din Sibiu și sunt foarte legat și de Sibiu și de mărginimea Sibiului și cred că din punct de vedere freudian se poate explica prezența non-culorilor în colecțiile mele pentru că... Serios, știi că vreau să te întreb la un moment dat asta. Crezi că de aici vine? Sunt sigur că de aici vine pentru că impactul pe care l-a avut toată investigarea asta a costumului popular din mărginimea Sibiului a fost extraordinar și acel impact, cred că de-a lungul anilor a făcut și-a pus amprenta. Și-a pus amprenta și m-a făcut să fiu obsedat de non-culori și de ritmul, de compoziția, de toată armonia costumului din mărginimea Sibiului, pe care, pe toate aceste elemente, evident că le-am abstractizat și le-am introdus în proiectele conceptuale, în primele mele proiecte conceptuale. Dar poate că ar trebui să povestim, să explicăm puțin pentru cei care nu sunt din zona aceasta, ce înseamnă, adică la ce te referi exact? În mărginimea Sibiului preponderent este contrastul acesta între non-culori, între alb și negru și anumite punctări de auriu sau alte nuanțe, dar care vin numai să susțină și mai mult respectivul contrast, exact, și foarte interesante sunt croiurile iilor și ale cămășilor de noapte bărbătești sau ale cătrințelor sau ale diferitelor tipuri de piese care compun costumul popular și a căror geometria tiparelor m-a influențat foarte mult. Și practic am plecat de la astfel de imagini iconice legate de mărginimea Sibiului, le-am deconstruit, le-am reconstruit și le-am reinterpretat, nu? Reinterpretat, dar într-un mod abstract. De foarte multe ori, când privesc primele mele colecții, îmi dau seama că toate aceste influențe au fost extrem de subtil inserate, au fost mai mult ca un ecou sau ca un eon așa, care subliminal. Care a străbătut toate proiectele mele. De aceea ziceam la început că cred că este freudian. Cum la fel de freudian mi se pare și faptul că în momentul în care am început să văd ce înseamnă toată zona asta de costume populare, tot cam în aceeași perioadă am avut ocazia să călătoresc de mai multe ori și în Bucovina și la mănăstirile din Bucovina, unde impactul hainelor monahale din nou a avut așa... Da, se văd influențe în creațiile tale. Exact. Dar spune-mi, de exemplu, piesele pe care le-am făcut mai... Toate modelele astea, le observai de mic? Adică ai fost preocupat de asta încă de mic? Nu știu, te uitai la portul bunicilor sau al vecinilor sau... Da, și mai ales în colecția extraordinară în care se găsește la Muzeul Etnografic din Sibiu și la tot ce înseamnă partea de evenimente ale Muzeului Satului din Sibiu, unul dintre cele mai frumoase locuri din lume. Dar cine te ducea la Muzeul Satului din Sibiu când erai mic? Chiar cu părinții mergeam. Deci până la urmă undeva, adică ai fost îndrumat într-un fel, nu? Exact. Crezi exact. Că e importantă, nu? Familia în care crești. De-a lungul anilor mi-am dat seama că familia e cea mai importantă. La finalul zilei... cu ce rămâi este emoția aceea autentică, transmisă de familie și când spun familie mă refer inclusiv la prieteni sau la colaboratorii dragi pe care îi consider parte din și familie. Și care ajung să fie familia și care, ta. Exact, ajung să fie familia ta, mai ales când lucrezi câteodată 10 sau mai multe ore pe zi cu ei. Și acum mă refer, de exemplu, la... profesoara pe care am asistat-o foarte mulți ani, profesor universitar dr. Elena Basto-Stănescu, care, așa, îmi place să spun că mi-a devenit o a doua mamă. Hai să ne întoarcem puțin în copilăria ta și să-mi spui cum a arătat copilăria ta.
A fost o copilărie frumoasă și extrem de dinamică, extrem de creativă. Știu că de la o vârstă fragedă am început să desenez, să fiu interesat de artă. Primeam de la una din mătușile mele, care iarăși m-a influențat foarte mult, albume de artă și îmi amintesc că în copilărie, în loc să mă uit la anumite cărți specifice vârstei, exact, mă uitam în albume de artă și descopeream universuri artistice și poate nu întâmplător ne aflăm astăzi chiar într-unul dintre cele mai iconice spații. Muzeul de artă din Cluj. Exact, exact. Părinții tăi ce făceau? Cu ce se ocupau atunci când erai tu mic? Aveam pe atunci o firmă în care lucra tatăl meu și mama lucra la muzeu, cum am spus. Și acum amândoi sunt pensionari, așa că pot să mă bucur un pic mai mult de ei. Ești singurul copil sau mai ai frate? Mai am încă un frate, mai mare. Și fratele tău e în e alt domeniu? E în total alt domeniu și tocmai cred că așa ne completăm foarte bine, pentru că de multe ori mi-a plăcut să spun că sunt cumva oaia neagră a familiei la propriu. Dacă ținem cont de obsesia mea pentru negru. Așa că sper că nu mi-am pierdut de-a lungul timpului umorul în acest toată renume. Zona asta. Exact. Da, și Cum era relația cu părinții tăi? A fost întotdeauna o relație foarte strânsă și o relație bazată în primul rând pe comunicare, ceea ce mi s-a părut extraordinar. Au înțeles de la început care sunt obsesiile mele. Și care erau obsesiile fascinant. Tale? Asta? Păi, da, exact, exact. Zona aceasta legată de artă și faptul că desenam în fiecare zi foarte mult, faptul că în loc să de foarte mult în loc să ies, da, exact, stăteam și citeam sau eram. Deci, așa. Ce e în regulă cu acest copil? Dar au fost extraordinari că m-au înțeles și au înțeles cumva că sunt și cam un pic alte preocupări decât cele specifice vârstei și m-au încurajat foarte mult să-mi urmez visul, ceea ce cred că ar trebui să facă orice părinte responsabil și cred că ar trebui să fie alături de orice fel de demers, orice consistent, consistent și da, da. Orice fel de demers care este evident unul pozitiv. Unul pozitiv, da. Adică tu nu ieșai deloc la joacă, nu știu, cu băieții să joci fotbal sau ce știu eu ce făceau copiii. Da, vreau să vă spun ceva foarte amuzant. Primele nu știu mele cum arată comenzi. Mingea. Nu. Primele mele comenzi, în ghilimele. Așa. Au fost rochi făcute pentru păpușile Barbie ale vecinelor mele, așa că... Deci avem prietene prin vecini. Da, 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 ca să nu rămânem doar într-o zonă intelectuală și abstractă, aș vrea să punctez și astfel de și momente spune, care rog, erau... Și făceai acestor păpuși Barbie care au numai rochi roz, niște rochi negre? Nu, le făceam niște rochi foarte interesante și ciudate în același timp, așa cu niște volume care erau total atipice, așa că de mic cred că am fost atras spre o zonă a hainelor cu detalii un pic mai ciudate, un pic mai altfel, care cumva spun o poveste. Tu stai seama că acum păpușile alea sunt de colecție? Da, sper să mai existe. Eu sper să le fi păstrat. Și eu sper, o să mă interesez, că ar fi extraordinar să găsesc. Ar putea merge cu ele la o licitație să câștige foarte mulți bani, colegele tale. Da, probabil că. Și, de exemplu, când erai la, nu știu, la grădiniță sau la școala primară, te duceai la serbări sau mergeai la concursuri de desen sau ce făceai? Adoram serbările pentru că era erau unele momentele în care mă puteam îmbrăca cum să te îmbraci cum vrei. Da, așa, da, exact, și într-un mod un pic mai festiv și mai altfel decât în mod normal. Exact, exact. Și îmi plăcea foarte mult să merg și aveam tot felul de activități extrașcolare. Exact, exact, care cred că m-au ajutat de-a lungul timpului foarte mult. Pur și simplu îți deschide alte orizonturi, te ajută să vezi altfel viața și pur și simplu te ajută să crești frumos, sper eu. Dar la sărbări făceai și tu costume? Adică la un moment dat ai început? Nu, nu erai chiar, am înțeles. Și ziceai și poezii sau erai doar pe partea... Da, spuneam și poezii, da. În vacanță ce făceai? Unde mergeai cu părinții în vacanță? De foarte multe ori am regretat faptul că nu am avut bunici la țară. N-ai avut. Da, și tocmai de aceea cred că
este și această obsesia mea pentru tot ce înseamnă costume tradiționale, pentru că mi-ar plăcut extrem de mult să vă pot spune acum că în vacanțele de vară mergeam la bunici, exact, și că mă bucuram de viața la țară. Dar nu s-a întâmplat lucrul acesta, însă mergeam în diferite excursii în țară cu părinții mei și cu prieteni. Nu mă izolam niciodată. Era... Chiar dacă aveai preocupări exact. Diferite de alți copii, nu erai un copil izolat. Nu. Dar ei ce crezi că spuneau despre tine? Adică li se părea că ești deosebit și le plăcea lucrul ăsta? Sau din potrivă? Dar... Că știi cum sunt copiii mie? Mi se pare că atunci când văd că cineva e altfel decât ei, da. Îl dau la o parte, știi? Am avut și norocul să am lângă mine prieteni care de-a lungul anilor au și rămas și, care, și de prietenia cărora mă bucur și acum și pe de altă parte am avut și genul de oameni care spuneau e altfel, are alt tip de preocupări și atunci... Nu vreți să aveți a face cu el. Exact. Dar cred că e bine să existe ambele perspective și cred că lucrurile acestea m-a maturizat foarte mult și m-a făcut să înțeleg că trebuie cu și mai mult... Să-ți urmezi drumul. Exact. Cu și mai multă energie și cu și mai multă dorință de a reuși să demonstrez că pot să-mi exprim și așa. Știi ce sunt curioasă? Oare, de exemplu, erai atent la cum se îmbrăca mama ta? Sau... Da. Și ce ziceai tu atunci? Rochile din batist negru ale mamei mele și acum mă inspiră și de foarte multe ori în colecții introduc rochii care trimit spre morfologia respectivelor piese vestimentare și... cred că m-a influențat foarte mult mama mea de-a lungul... întregii vieți. Dar îi spuneai atunci, nu știu, mama, cred că ar trebui să, nu știu, să porți mai, nu știu, altfel de rochie sau să pui ceva, adică să dădeai cu părerea, erai... Da, îmi plăcea să-mi dau și cu părerea și nu ascund acest lucru, dar de-a lungul anilor... Și te asculta? Uneori. Dar de-a lungul anilor am învățat să fiu mai puțin critic și... De câte ori fac critică, inclusiv în cadrul cursurilor la universitate, e un tip de critică care să fie constructivă, exact. Dar de ce ai simțit asta? Ți se părea că e super pe oameni sau te-ai gândit că fiecare cu alegerea lui? Nu, dar cred că și la rândul meu am primit foarte multă critică de-a lungul anilor și mi-am dat seama că... Că te doare câteodată. Exact, câteodată durea foarte tare și mai ales când simțeai că ești cumva dislocat de un anumit context sau că nu poți să aparții unui anumit context, lucrurile acelea cred că m-au maturizat și în anii adolescenței și apoi în anii liceului și mai mult în facultate, cred că am învățat să fiu extrem de tolerant, extrem de atent la dorințele celuilalt și să am și un anumit tip de politically correctness. De ce ți-e cel mai dor când te gândești la copilăria ta? Cred că de inocența pe care o aveam atunci și de toate imaginele pe care mi le-am format despre artă, despre modă, cumva niște imagini utopice sau ideale care au rămas așa alături de mine și îmi place să cred că toate emoțiile acelea ale copilăriei, ale unei copilării fericite, au rămas alături de mine și m-au făcut să fiu ceea ce sunt astăzi. Știi că eu când mă gândesc la bunicii mei, de exemplu, de la Brașov, îmi vine întotdeauna un miros de supă cu tăiței. A, interesant. Tu ai așa o, nu știu, o aromă, un miros al copilăriei tale? Da. Și să știți că este tot legat de, indirect legat de colecțiile pe care le fac, este mirosul de tămâie. Serios? Poate asta că e de la mănăstiri? Exact. Un alt lucru care a fost altfel, care a fost foarte diferit față de probabil alte copilării, a fost că nu-mi plăcea, de exemplu, să merg la mare, îmi plăcea să merg la mănăstirile din Bucovina. Deci prima dată când am fost acolo... Prima dată te-au dus părinții și ți-a plăcut? Sau și și am vrut să merg din nou și să... simt acel miros de tămâie și
sunetul de toacă care apoi, pe care apoi l-am folosit inclusiv într-o colecție la Berlin Fashion Week, unde în loc de muzică am avut niște acorduri de toacă. Te mai duci și acum la mănăstiri? Acum nu știți de ce, pentru că ultimele dăți când am participat la Romanian Fashion Week la Iași, am încercat să merg cu grupul cu care eram la respectivele mănăstiri și parcă s-a pierdut acel aer mistic. Crezi că s-a pierdut sau crezi că tu vezi altfel la altă vârstă? Se poate ca eu să văd altfel lucrurile și nu am mai simțit acea energie. Probabil că e o energie legată de copilărie, probabil că s-au schimbat și foarte multe din aspectele legate de respectivele locuri, exact, dar de-a lungul timpului cred că am și evoluat un pic spre o zonă care nu mai este neapărat atât de tare legată de emoția respectivă. Exact, și de experiențele copilăriei până la urmă. Hai să ascultăm și puțină muzică. Te-am rugat să-mi spui câteva melodii care ție îți plac și uite, o să aleg acum Nina Simone. Da. Sinnerman. E una din melodiile mele preferate și ori de câte ori o ascult pe Nina Simone, am așa un sentiment extraordinar. Nina Simone atunci. Suntem din nou în direct cu Lucian Broscățeanu. Am trecut un pic de școală așa, să ajungem spre liceu, zic eu totuși. După ce ai terminat școala generală, cum ai ales să te îndrepți către un liceu de artă? A fost un traseu firesc, pentru că îmi doream foarte mult să studiez la liceul de artă din Sibiu și a fost una din experiențele foarte frumoase ale vieții mele, pentru că am avut șansa să lucrez cu profesori excepționali și la partea de teorie și la practică și am avut șansa să particip la Olimpiadele Naționale de Arte Vizuale și Istorie Artei. A fost așa o perioadă extrem de efervescentă și foarte, foarte prolifică din punct de vedere creativ. Păi deja era în mediul tău acolo, exact, erau numai oameni exact ca tine, nu? Da. Și aveați alte preocupări în afară de, nu știu, de a desena, de a picta, de a... Da. Mă gândesc cum arată viața unor liceeni la un liceu de artă. În momentul în care apărea o nouă piesă la Teatrul Radu Stanca din Sibiu, eram nelipsiți acolo și îmi aduc și acum aminte piesele în care am văzut-o prima dată pe Ofelia Popi sau piese în care juca Marian Râlea în Experimentul Iov sau în Ecleziastul. Au fost niște piese fascinante care au adus faimă Teatrului Radu Stanca din Sibiu și cred că atunci am dezvoltat și o curiozitate și un fel de dorință de a învăța ce înseamnă munca actorului. Tocmai de aceea am și citit studiile lui Stanislavski legate de munca actorului cu sine însuși sau de cum se construiește un personaj. Și iată că din nou ne întoarcem la lucrurile indirect legate de modă care m-au ajutat să-mi cristalizez propriul meu demers în modă. Toate aceste aspecte care par din altă lume față de lumea modei. De fapt, sunt din viața exact, de reală. Exact, și te ajută să înțelegi altfel și să vezi cu alți ochi existența. Dar cum te uitai la un personaj dintr-o piesă, să zic? Da. Întâi te uitai la costum? Dacă tot am pomenit-o pe Ofelia Popi și dacă tot am pomenit Teatrul Radu Stanca din Sibiu, ce pot să spun este că de 5 ori am fost la Faust și de 5 ori am fost la fel de fascinat de toată desfășurarea de forțe, de toate costumele și de modul în care reușeau să creeze un tip de experiență multisenzorială. Nu cred că mă uit prima dată la costumul personajului, mă uit la un tot. Sau vreau să
îmi creeze o stare acel personaj. Și de aceea am dat-o exemplu pe Ofelia Popi, pentru că încă din liceu pur și simplu am fost magnetizat de toate rolurile pe care le-a făcut. Așa că, iată, și prin această emisiune pot să declar că îi sunt un fan convins. Când o să aflăm că faci foarte multe costume de teatru? Mi-ar plăcea foarte mult. Iată că aceasta este o zonă pe care aș vrea să o explorez și de curând am citit o carte despre workshop-urile pe care le-a făcut Andrei Șerban la Teatrul Național din Cluj și mi-a dat seama cât de intensă este munca cu actorii și cât de complex este montarea oricărui spectacol care să ajungă să fie relevant și consistent pentru publicul avizat și mi-ar plăcea foarte mult să fac costume de teatru. Cred că zona conceptuală care mi-a marcat primele colecții s-ar mula extrem de bine pe un tip de experiment cu costume pentru un tip de teatru modern sau postmodern. Știu că la un moment dat îi urmărea activitatea Doina Levința, nu? Da, apropo da, da. Și de costumele Doina, de teatru. Da, exact, exact. E extraordinar că ați pomenit-o pe doamna Doina Levința, pentru că a fost prima care m-a remarcat. Îmi aduc aminte și acum că eram în clasa 10-a și într-o după amiază de duminică am primit un telefon din partea echipei doamnei Doina Levința și apoi în următoarea zi chiar dânsa m-a sunat să-mi spună că sunt unul din finaliștii concursului de la Prima TV, Levința prezintă și toate acele emoții ale primului impact cu mediul profesionist, parcă le am și acum, în momentul în care am fost la hotelul Hilton din București, unde s-a desfășurat premierea și am și primit premiul pentru tânăr designer. Eu aveam atunci 16 ani, așa că a fost așa o experiență suprarealistă. Și doamna Levința mă întreba, sigur ai 16 ani? Și eu ziceam da. Și, arată-mi eram buletinul. Da, a avut un rol extrem de important în dezvoltarea carierei mele, pentru că a fost primul om din mediul profesionist care mi-a dat un feedback legat de colecții și care are nevoie, nu, de încredere, da. un tânăr designer de 16 exact. Ani și să vină un feedback din partea unei persoane atât de avizate pe care o respect, o ador și cu care am avut șansa să particip în 2008 la un eveniment în Piața del Popolo în Roma. Și acela a fost un moment suprarealist când au fost trei colecții, una semnată Maison Gatinoni, una Doina Levința și colecția mea de debut, prezentată inițial la Romanian Fashion Week, care apoi a fost aleasă de doamna Levința să reprezinte România în cadrul acelui eveniment. Așa că două momente importante mă leagă de Doina Levință. Da, spune-mi, în liceu aveați profesori care vă erau modele? Da. Cum era relația voastră cu profesorii? Relația cu profesorii în cadrul liceelor de artă și în facultățile de artă este una foarte strânsă, pentru că la orele de atelier profesorii sunt acolo și se implică în mod activ în felul în care gestionezi sau în felul în care rezolvi o temă. Te ghidează și, oarecum, nu? Da, sau? Da, te ghidează pas cu pas și te fac să înțelegi altfel, așa, printr-un pluriperspectivism, domeniul pe care sau în care vrei să activezi. Am avut niște profesori excepționali și acum îmi aduc aminte de orele de pictură cu domnul profesor Mircea Popa sau de orele de istorie artei cu domnul profesor Marius David sau de orele de limba și literatura română cu doamna profesoară Victoria Cuțan. Astfel de persoane ajung să te modeleze, să te facă să vrei mai mult de la tine, să te construiască.
chiar în ziua în care am împlinit 30 de ani, în noiembrie anul trecut, am... Vă mulțumesc la fel. Am postat pe Facebook unul din citatele mele preferate, al lui George Bernard Shaw. Life is not about finding yourself, life is about creating yourself. Deci, poate câteodată nu trebuie să ne mai căutăm, ci să ne construim. Asta trebuie să-ți spun că am stat de vorbă cu profesorul tău de pictură, cu domnul Mircea Popa, și ți-a transmis un mesaj și a vorbit foarte frumos despre tine. Ce frumos, mulțumesc! Ce surpriză extraordinară! Am observat încă de la început un simț al formei, al culorii, foarte sensibil la probleme de culoare, de desen. Și l-ați încurajat să picteze? Da, asta a fost dorința lui. Și încă de atunci mi-a spus că ar dori să facă artă și design vestimentar. Eu l-am încurajat spre design, dar în același timp i-am spus că eu îi văd viitorul și făcând design, dar și scriind despre design, că e o ființă deosebit de talentată și în direcția asta. A avut Condei și a participat la olimpiadele de istorie artei, dacă mi-amintesc bine, aproape în fiecare an, dar oricum, clasa 12 și a 11-a, știu sigur. Acum este și el profesor, credeți că este un profesor bun? Eu am vorbit cu studenți de la arte și mi-au spus că, într-adevăr, e un profesor foarte bun. Mi-a spus că acolo totul e broscățean. Vreți să-i transmiteți un mesaj pentru că o să vă asculte la radio? Îi doresc sănătate, putere de muncă, așa cum știu că are, și să mai trăiesc și să aud și mai multe lucruri bune despre el. Foarte drăguț profesorul tău. Domnule profesor, vă mulțumesc din suflet pentru aceste cuvinte care m-au făcut așa să retrăiesc anumite momente petrecute la toate orele dumneavoastră și la anumite manifestări sau evenimente la care participam împreună. Așa că vă mulțumesc din suflet și veți fi întotdeauna alături de mine, sunt sigur, pentru că și o să prețuiesc fiecare sfat și fiecare lecție pe care mi-ați dat-o. Cred că e foarte plăcut pentru un profesor să vadă așa că un elev de-a lui urmează o cale frumoasă pe care el cumva i-a creat-o, așa cum tu spui, i-a construit-o, l-a ajutat să-și o construiască, da. Și care la rândul lui acum e profesor și el. Da, e unul din feedback-urile care te ajută să ai motivația să mergi mai departe, să te updatezi, să fii conectat la tot ce înseamnă nou și la tot ce înseamnă noile direcții în învățământ. Și de câțiva ani de când predau în cadrul specializării mode design vestimentar, feedback-urile pe care le-am primit din partea studenților și din partea absolvenților, cred că au fost cele care m-au ținut în sistem și m-au făcut să lupt în continuare pentru ei alături de cadrele didactice ale specializării și de conducerea universității. Și ori de câte ori aud că un designer ajunge să lucreze pentru un brand internațional sau că foarte mulți dintre ei ajung în internship-uri la designer foarte mari cunoscuți în toată lumea. Toate aceste aspecte nu fac decât să valideze demersurile noastre și pur și simplu ne ajută să mergem înainte. Și eu cred că te fac fericit și te fac să fii mândru. E un tip de fericire care nu se compară cu clipele de fericire ale mele pe plan personal sau ale sau cele pe care le simțeam când aveam eu, colecția ta. Exact, o colecție sau un... Pentru că vorbeam despre mers mai departe, deci ai terminat liceul și ai venit la Universitatea de Arte din Cluj. De ce Clujul? Cum ai ales Clujul? Din start am vrut să vin aici pentru că știam ce profesori excepționali are universitatea și știam că întreaga politică a conducerii universității este aceea de deschidere spre contextele internaționale, politică care a fost dezvoltată de-a lungul anilor și în 2016 avem contacte cu peste 40 de universități din lume, unde studenții pot să meargă să studieze sub formă de burse Erasmus sau în burse de plasament și
Alegerea a fost firească, am vrut foarte mult să vin și să studiez în cadrul specializării modă design vestimentar și am avut parte de o studenție dinamică în care profesorii au fost alături de noi și ne-au inclus în foarte multe proiecte care vizau în primul rând prezentările de final de an, și anume Gala OAD Fashion Design, unde am avut primul meu job în lumea modei, și anume acela de a organiza locurile invitaților în sală alături de ceilalți colegi ai mei, și iată că la foarte mulți ani distanță de atunci am ajuns să fiu directorul artistic al evenimentului. Și, ceea ce demonstrează că dacă pleci de la zero și construiești bine, durează. Sper să fie așa și foarte mult cred în trei concepte în absolut tot ceea ce fac: consistență, relevanță și emoție. Ce crezi că te-a ajutat cel mai mult din perioada facultății? Faptul că aveați o legătură foarte mare cu concretul, cu practica, cu realitatea și nu erau doar niște cursuri predate pur și simplu? Ce e foarte important de subliniat e că toți profesorii ne îndemnau să participăm la concursuri naționale și internaționale. Încă din studenție am avut șansa să fiu parte... cu colecții propriu-zise, exact, nu? Exact, da. Și am avut șansa să fiu parte din grupul ER Fashion, un grup coordonat de doamna profesor universitar dr. Elena Basostănescu. Cu respectivul grup am participat la CPD Düsseldorf, primul târg internațional la care am avut ocazia să particip împreună cu ceilalți colegi ai mei, și câțiva dintre ei chiar i-am reîntâlnit în cadrul târgului de azi, așa că m-am bucurat foarte mult să... Au venit să profite de Happy Free. Exact. Și întorcându-mă la experiențele din facultate, știu că încă din anul întâi domnii profesori ne duceau la Romanian Design Week să vedem ce se întâmplă în mediul profesionist. Întotdeauna a fost un contact direct cu ceea ce înseamnă industria modei. Și nu a fost un mediu steril în nu care a fost să... un mediu... Uh-huh. Intelectualismul acesta steril, lipsit de umor și lipsit de... Concret. Exact. Cred că a fost de mult depășit, sau dacă nu a fost depășit, trebuie să fie depășit de anumite persoane sau de anumite contexte, pentru că trebuie totul să fie dublat și de... mult umor și de o energie și de creativă. Adevăr, de practică. Da, exact, exact. Hai să mai ascultăm puțină muzică. Ce mi-ai dat-o aici pe lista ta? Kate Bush? Da. Running Up That Hill. Da. Hai să ascultăm. Suntem astăzi așadar alături de designerul și lectorul universitar Dr. Lucian Broscățean, în direct din Cluj, de la festivalul de shopping Happy Free la Muzeul de Artă din Piața Unirii. Hai să continuăm discuția noastră. Știi ce vreau să te întreb? Existau totuși, nu știu, lucruri care ți s-au părut lipsite de utilitate în perioada facultății? Adică se mai face ceva la facultate care tu crezi că nu mai e util? Cred că am învățat de-a lungul anilor să nu pun accentul sau să nu mă implic în astfel de lucruri. Au fost extrem de puține și inevitabile, dar au fost, pe de altă parte, extrem de multe lucruri benefice, bune, da, și care ne-au făcut să ne dezvoltăm și să avem o bună înțelegere a ceea ce înseamnă domeniul acesta. Tu când consideri că te-ai lansat ca designer? Care e momentul pe care tu îl consideri momentul zero? A fost colecția de debut la Romanian Fashion Week, unde cred că foarte mulți designer români s-au lansat și au avut șansa să primească feedback profesionist din partea criticilor. Atunci comisia formată din doamna Irina Schroeter, din Ovidiu Buta, Liana Marten, era o comisie care juriza și alegea partea de debut.
cred că mi-a dat așa impulsul necesar și m-au făcut să vreau să duc colecția cât am putut mai bine și să o dezvolt foarte, uh-huh. foarte, într-un mod foarte coerent și consistent. Simptome Nomade a fost numele colecției cu care am debutat în 2008 la Iași. După care, cu piese din colecție, am participat, cum spuneam mai devreme, împreună cu doamna Doina Levința la... în Italia. În Italia, exact, în Piața del Popolo, în Roma. Și apoi au urmat participările, cele 5 participări la Mercedes-Benz Berlin Fashion Week, unde, alături de grupul Romanian Designers, am putut să-mi prezint colecțiile, primele 3 sub numele meu și ultimele 2 din cadrul participărilor realizate pentru Irina Schroeter. Da, spune cum a fost colaborarea cu Irina Schroeter. Mie mi se pare că e ceva foarte da. Din altă lume. Adică, exact. Nu știu, cum te-ai gândit tu să colaborezi cu ea? De fapt, ea cu tine. Exact. Propunerea a venit din partea dânsei și foarte multă lume a fost șocată. Cum un designer conceptual care face piese vestimentare care au fost catalogate drept avangardiste să realizeze linia principală a unui brand cu linii sofisticate, cu o clientelă extrem de elegantă și cu... Cu culori? Exact, cu foarte multe culori. Și iată că a fost... De bun augur. De bun augur și doamna Irina Schroeter a avut o foarte bună intuiție să mă aleagă, pentru că m-a scos din zona de confort și această colaborare am evitat să fiu catalogat drept manierist. Cred că dacă repetam la nesfârșit povestea aceasta cu alb-negru și cu haine conceptuale, aș fi putut să alunec spre zona respectivă și colaborarea cu Irina Schroeter a fost și este importantă din această perspectivă, pentru că mă scoate din zona de confort și mă face să înțeleg altfel diferite ipostaze ale feminității la început de secolul 21. Uite, pentru că vorbim de asta, hai să te întreb lucruri da. Așa concrete pentru ascultători. Da. Ce designer crezi tu că pune în evidență cel mai bine feminitatea? Acum, de-a lungul istoriei secolului al XX-lea, au fost foarte mulți designeri care au construit siluete ce au pus în evidență corpul femeii și, în primul rând, m-aș referi la Christian Dior și apoi la rochile extraordinare realizate de Balenciaga. Sunt două exemple pe care de foarte multe ori îmi place să le dau și mai ales new look-ul impus de Christian Dior, cred că a redefinit feminitatea și iată că în colecțiile recente pe care le-a realizat fostul creative director Raf Simons, s-a văzut cât de actuale erau respectivele siluete și cât de ușor a putut să ia anumite tipare construite în 1947, 48 sau 50 și să le readucă în actualitate. Exact, exact. Uh-huh. Spuneam la un moment dat că cred foarte mult în consistență, relevanță și emoție și la partea de relevanță tocmai un astfel de exemplu e concludent, pentru că orice piesă luată din atelierul Christian Dior și adusă în actualitate e la fel de relevantă pentru o garderobă de secol 21. Ție cum îți place o femeie să fie îmbrăcată? Cum... Îmi place să fie haina respectivei femei o extensie a personalității ei. Nu încerc să impun un stil conceptual pentru o femeie care nu simte lucrul ăsta. Nu încerc să impun un anumit tip de linie elegantă pentru cineva care este sport. Underground, exact, da. Sau sport. Dar el cred cum își dă seama? Adică femeia își dă seama, în ce fel ar putea să-și dea seama ce îi vine bine sau cu ce ar trebui să se îmbrace sau... În primul rând trebuie să-și cunoască foarte bine corpul și să înțeleagă ce anumit
ce zone calități sau ce repere anatomice sau ce părți ale corpului vrea să pună în evidență și ce zone vrea să ascundă. Nu le pună în evidență. Exact. Și de-a lungul anilor, vă mai pot spune ceva așa tot legat de, de mine personal, întotdeauna am găsit foarte greu haine care să îmi placă și tocmai de aceea majoritatea hainelor le fac pentru corpul meu și tocmai din cauza faptului că nu am avut așa o conformație corporală ca să-mi permită să port orice, cred că asta m-a ajutat în design. De ce? Pentru că am ajuns să construiesc niște tipare și niște forme care să avantajeze diferite tipuri de siluete. Să nu fie numai pentru 90-60-90, să fie inclusiv pentru o siluetă XXL sau pentru un XXL tip de siluetă. XXL. Exact. Și acest aspect mi se pare foarte important, tocmai de aceea foarte multe din hainele pe care le concep pentru propriul meu label sau pentru Irina Schroeder au la bază versatilitatea și posibilitatea de încorporare în diferite tipuri de garderobe, exact, și care să pună în primul rând în evidență ce trebuie. Exact, ce trebuie și să ascundă anumite exact părți pe care... Exact, ce trebuie și să ascundă ce trebuie. Dar există o greșeală fatală pe care o poate face o femeie atunci când vorbim despre... Cea mai mare greșeală este să nu înțeleagă ce trebuie sau ce vrea să poarte. Pur și simplu, haina eu o văd ca o extensie, dincolo de tendințe, dincolo de tot ce este fashionable, dincolo de tot ce e actual, haina trebuie să fie o extensie a personalității celui care o poartă. Și în cazul bărbaților? La fel. Este aceeași regulă. În primul și în primul rând trebuie să știe cu ce le stă bine, trebuie să-și identifice un stil și să se informeze cât mai mult și să-și cizeleze, să-și... Stilul. Exact. Să ajungă la un pantofii anumit tip de sofisticare. Contează. Foarte mult. Toate aspectele și toate accesoriile, toate... detaliile de styling contează extraordinar de mult și pot să ridice sau să distrugă o ținută. Tu când creezi, sau nu neapărat când creezi, ai ai prieteni care sunt foarte apropiați, pe care îi întrebi, adică le ceri și da, tu părerea, uite ce credeți, ăsta e frumos, nu e frumos, da? Da. Cine sunt? Sunt prieteni apropiați care îmi dau sfaturi pe care le ascult și femei care îmi poartă hainele și care îmi dau feedback și înțeleg din feedback-ul lor ce trebuie să modific. A fost și preconcepția asta în momentul în care s-au văzut primele piese conceptuale pe care le-am făcut inclusiv pentru platforma Molecule F. Uh-huh. Foarte mulți s-au speriat și au zis, noi nu vrem să purtăm astfel de haine ciudate. La care câteodată trebuia să dau... Cum se îmbracă? Exact. Da, cu utilizare, ghid de exact, utilizare. Exact, ghid de utilizare, pentru că aveau atât de multe cordoane și atât de multe forme, încât erau foarte greu de... Și ce ai făcut? Le-ai schimbat? Adică ai renunțat la... Nu. Un anumit public nișă s-a obișnuit cu respectivele haine și acum numai acelea sunt cele care... Pe care le doresc. Exact, și le doresc. Din... Pentru ceilalți? Exact, da. Sau, nu, pentru Irina Schroeder e cu totul altceva, pentru că acolo construiesc într-un cu totul altfel fiecare colecție și acolo știu care este grupele cui, de vârstă. Știi cui te adresezi. Știu cui mă adresez și a fost, din punctul ăsta de vedere, mult mai clar ce am avut de făcut. Pentru partea mea de label a trebuit să-mi construiesc acea nișă. Când ieși în oraș, cine sunt prietenii tăi cu care ieși? Am un grup de prieteni și mă bucur că câțiva dintre ei sunt chiar aici. Pe cine ai văzut? Pe Diana Flore, care și expune în cadrul târgului, da, și care mi-este asistent în cadrul brandului Irina Schroeder. Așa. Mi-a fost studentă și iată că acum suntem colaboratori. Văd și o grupă de masteranzi și o colegă, Laura Ciobanu, care, au venit care e susțină alături de Gabriela Popescu, altă fostă colegă, care, iată, lucrează cu produsele Melchior într-unul din colțurile. Da, toată lumea face câte ceva astăzi. Exact, și mă bucur să văd prieteni sau foști studenți care sunt știi alături. Că, eu să știi că ți-am făcut o surpriză și am invitat-o pe Simina Chetelic, să vorbească puțin cea despre tine aici prietenă cu noi. Hai, ia tu puțin loc aici cu noi. Bună! Nu, tu stai aici la locul tău. Okay. Tu stai la locul tău, că ea are locul ei. Cum era să uiți? Da. Cum
Da. Da. Iată, a doua surpriză. Păi n-a apucat să mai zică și gata, te-am scos de după perdea. Mulțumesc mult că ai venit, Simina. Ea este cea mai bună prietena mea de 10 ani. Așa că... Mulțumesc, Andreea, că m-ai invitat și că ai vrut să facem această surpriză lui Lucian. Da. Sunt foarte încântată, mai ales că îl iubesc de nu mai pot, știi? Păi pentru că îl iubești de nu mai poți, de-aia te-am chemat. Să-mi spui cum l-ai cunoscut tu pe Lucian. Oh, e o poveste interesantă chiar, Lucian. Era în 2008-2007, câștigasem locul întâi la concursul național de coafură. Urma să reprezint România la campionatul mondial de coafură. Poate că ar trebui să le spunem ascultătorilor noștri ce faci tu ca să înțeleagă. Tund. Frumos, tund frumos. Da. E modest, e unul dintre cei mai buni hairstyliști pe care îi cunosc și are saloanele Vestige, Atelier de Bozar și Vestige Sontreville, pe care chiar vă sfătuiesc să le... Încercăm. Da. Așa, și? Împreună cu colegul meu, am construit aceste branduri, am construit o echipă. Și așa, deci cum l-ați cunoscut pe Lucian? Povestea a fost simplă. Uh-huh. Eu aveam nevoie de un designer care să-mi facă ținuta pentru competiția internațională. Și colegul meu de la Sibiu, care și el câștigase în anul acesta Septimiu, așa, că pentru asta trebuie să-i mulțumim și să-l scoatem odată în oraș, știi? El mi-a spus, Simina, eu cu Lucian am vorbit. Și așa am zis, dăm numărul de telefon, l-am sunat și de atunci, nu știu, nu ne-am mai despărțit. Adică din prima clipă când ne-am întâlnit, Andreea, a fost așa un magnetism între noi și am început să vorbim de parcă ne cunoșteam de o viață și totul era cursiv și de atunci suntem nedespărțiți. Dar cum crezi că trebuie să fii ca să-i fii prietenul Lucian? Cum trebuie să fii? Mm. Uită-te la mine, un pic nebună. Să ai așa vreo 1000 de defecte, câteva calități dacă se poate. Ideea e să fii om. Deci Lucian este un om extraordinar, iubește oamenii așa cum sunt, nu-i judecă niciodată. Să știi că vroiam să te întreb asta, tu l-ai auzit vreodată pe Lucian vorbind de cineva de rău, că eu nu am reușit până acum? N-ai nicio șansă, Andreea. N-am, nu? Mai degrabă mă auzi pe mine, da, știi, decât pe el. Nu, Lucian nu judecă oamenii și ce-mi place foarte mult la el este că acceptă inclusiv greșelile oamenilor, adică chiar dacă tu faci niște lucruri oribile, încearcă să înțeleagă de ce, le-ai făcut? De ce le-ai făcut, știi? Deci asta e ideea, de ce le-ai făcut, nu te judecă că le-ai făcut. E o chestie foarte... Dar le enervează vreodată ceva? La el? Nu el, pe el îl enervează, reușește ceva să le enerveze? Vai totuși de mine, uite-te la mine. Tu reușești? Reușesc tot timpul. Dar ce faci? La fiecare întâlnire noastră. Dar ce faci? Spune-mi ce faci tu de le enervezi. Imaginează că Lucian este cel mai punctual om pe care eu l-am întâlnit în univers. Eram sigură că asta o să... Poți zici. Poți să-ți reglezi ceasul după el, înțelegi? Așa e de punctual. Poți să vii și la mine la știri? Să nu mai punem ceasul. Să mai boem așa de fire. Și vii după o jumătate de oră. Jumătate de oră. O zi? Așa o oră face? Care trimit imediat ajung și îți dai seama că îl văd așa tensionat la întâlnirile noastre. Știi, când ajung acolo e așa, serios. Deci are acest... Dar nu se supără pe tine. Nu reușește, nu? Două minute îmi trece. Doamne, se supără de fiecare dată, Andreea. Simea, ce crezi că ar trebui să știm despre Lucian și nu știm? Ce merită să știm despre el? O mulțime de lucruri. Dar pentru asta trebuie să te invit în oraș să ți le spun. Da, poți să mă inviți după emisiune. Despre Lucian, ce trebuie să știți, este că e un prieten adevărat pentru oricine. E un om foarte corect. Acum te laud ce-ți fac. El are căștile pe urechi și nu aude. Nu suportă poți să fie lăudat. Este cel mai autocritic om cu el pe care l-am întâlnit vreodată. Stai o secundă, trebuie să-ți spun că am vorbit și cu mama ta la telefon și mi-a spus că nu vrea să vorbească cu noi pentru că știe că nu-ți place să te laude. Așa e. Și n-a vrut să vorbească, că a zis că nu vrea să te supere. Chiar în primele minute ale emisiunii ziceam cum de-a lungul anilor am învățat să fiu tolerant, să nu critic, dar asta nu înseamnă că la mine nu se aplică autocritica. Cred că sunt persoana care se desfințează. Cel mai bine. Reușește să te desfințești cel mai bine. Ăsta e și unul dintre defectele lui, dacă mă întreb pe mine, știi? Adică autocritica la adresa lui, la adresa mersului la sală, la adresa sportului. Fac foarte multe glume deci pe zona. Deci faceți niște glume, că eu câteodată mă supă, știi? Adică suntem între prieteni în cercuri apropiate. Ești un scorpion, nu? Scorpion cu ascendent în scorpion, deci tocmai am aflat. Deci nu are cum să fie altfel, adică un scorpion care nu înțeapă așa să simți că te doare, nu există. Adică, deci, din păcate mă înțep pe mine. Foarte bune de altfel, știi? Întotdeauna animează atmosfera. Dar și ce zice, că te duci la sală degeaba, că pierzi vremea la sală? Sau ce spui? Nu, era vorba de mine, cred. Povestește experiențele lui cu mersul la sală. Dar te duci la sală?
Am încercat să merg la sală. Am încercat să îmi reordonez viața din punctul ăsta de vedere și să trăiesc mult mai sănătos, însă ritmul în care îmi desfășor activitatea nu îmi permite de fiecare dată. Nu, serios, chiar te înțelegem. Dacă îți place sportul, nu e în regulă, poți să ne spui. Nu. Deci apreciez foarte mult, îmi place să mă uit la sport, dar niciodată n-am fost, după cum se poate vedea, niciodată n-am fost un sportiv. Să știi că nu sunt foarte, foarte mulți artiști care sunt leșinați să meargă la sport. Nu poți să le ai pe toate. Acum să fim serioși. Nu? Da, dacă chiar contează. Să mai facă și sport pe deasupra. Dar să știi, Andreea, că încă are abonament la sală pe tot anul până la sfârșit. Voi l-ați făcut cadou de ziua lui sau de ce? Nu, mi l-am. Și l-a făcut singur. Pentru că vrea. Care e cea mai plăcută amintire pe care o ai atunci când te gândești la Lucian? Sigur, trebuie să alegi una din cele 2000. Nu cred că-s 2000, cred că-s mult mai multe, Andreea. Atunci 200.000, alegi una din cele 200.000. Măi, amintirile cele mai plăcute sunt atunci când colaborăm împreună, știi? Sunt legate de momentele în care noi colaborăm foarte mult, pentru că îți dai seama, lumile noastre profesionale se intersectează foarte des și e foarte frumos când facem unele proiecte, shooting-uri și alte lucruri și se întâmplă lucruri pe care tu nu ți le-ai imaginat. Foarte amuzante. Da, amuzante și de neimaginat, mai exact. Fiecare moment este o plăcere, însă dacă mă omoară Lucian dacă ți le spun. Dar sunt unele. Dar el nu aude, Lucian, că el nu aude. Sunt unele care merită spus. Da, deci hai, spune unul că o să te ierte mâine. Îți povestesc ce am făcut acum câțiva ani de zile, vreo 5 sau așa, de 1 mai. Ce facem de 1 mai, Lucian? Păi nu știu ce vrei să faci, hai să facem un shooting. Ok, hai să facem un shooting. Sunăm fotograful cu care noi colaboream, mă rog. Era bineînțeles plecat, găsim un alt fotograf cu care nu mai lucrasem. Așa. Găsim o locație care era disponibilă, nu tocmai cea mai bună locație, dar hai să facem shooting-ul. Și în timpul shooting-ului îți dai seama, noi ne tensionasem că nu cunoșteam fotograful, autocritici și critici și tot ce vrei amândoi, perfecționiști dus și în extremă. În timp ce eu dădeam indicații prețioase fotografului și mă învolburam pe acolo cu ce trebuie făcut, dispar. Cine dispar? Eu. Ah. Se rupe pământul cu mine și cade într-un canal. Ai căzut într-un canal? Era un studio construit peste o piscină. Ceea ce noi nu știam, înțelegi? Ce bună povestea. Doamne. Dar bine că și n-ai pățit nimic? Deci asta îți dai ce ne distrăm de fiecare dată când ne amintim. A fost cel mai ciudat moment. Bine, Lucian o poate povesti mult mai bine decât mine, știi, dar trebuie să fim la o masă, să te povestească cu lux de detalii. Sau... Acel shooting cred că ar fi putut să facă 1 milion de vizualizări pe YouTube. Da. N-ați fost inspirați să-l filmați. Sau al moment în care urma să facem un shooting cu video pentru o revistă, ce urma să se lanseze și Lucia mi-a zis, te rog frumos, odihnește-te, să fii fresh, toate celelalte și să nu întârzi cheteleș, să nu întârzi, așa îmi spune. Și n-ai venit deloc. Și mă sună, noi, am zis, hai că veniți la mine acasă, vii la mine cu modelul acasă, să fiu sigură că ajung, știi? Și? Și mă sună, Lucian, ești ok? Da, ce faci? Încă dorm. Țimina, eu sunt în fața ușii tale. Și eram și cu stilistul și cu o echipă poate întreagă după și... mine. Înțeleg, sunteți deci o combinație fatală. Deci sunt în care reușesc să-l scot din sărită pe moment, însă ulterior ne distrăm de mama focului de ele, știi? Nu, da. Acum ce trebuie să subliniez este că și Simina de 10 ani încoace e alături de mine, mă susține și mă suportă pentru că autocritica nu poate să mă lase să nu spui că ești insuportabil. Câteodată, da, perfecționismul ăsta dus în extrem sau momentul în care încerc să împing prea mult anumite lucruri sau să forțez anumite lucruri, niciodată nu mă duce spre o zonă bună și totdeauna mi-am asumat greșelile și de multe ori și studenților la cursuri le povestesc din aceste greșeli, tocmai ca să învețe și să nu le mai facă. Deci ești bună, Simina, să-i pui stop din când în când. Da, îți mulțumesc. Îți mulțumesc mult de tot, am promis că te țin puțin. Și să știi că nu e adevărat, nu ești insuportabil. Uite, hai să o ascultăm pe Ioana Ciolacu Gavru și ea să ne spună câteva cuvinte despre tine. Eram în Londra, eram departe de casă și aveam o expoziție la ICR Londra. Și urma să ne cunoaștem și să facem expoziția împreună. Am ajuns acolo și
Lucian a fost așa o surpriză, pentru că, dincolo de faptul că e impozant, este și foarte delicat și foarte prietenos și un gentleman. Dar, dincolo de asta, este foarte priceput în a vorbi cu oamenii. Asta cred că l-a ajutat foarte mult și ca profesor. Îi știi pe studenții lui? Știi dintre studenții lui? Îți povestesc cum e ca profesor? Îi știu pentru că sunt oameni care au reușit să iasă la suprafață datorită lui. Deci crezi că îi ajută pe tineri să se dezvolte? Clar, este primul om care a făcut ceva vizibil în industria asta. Pentru că a ajutat studenții și a ajutat școala să iasă. A fost un exemplu, cred că în 2008 a luat așa cu avânt toată industria și toată lumea vorbea de școală și știam că el este cel care pune totul cap la cap. Și cred că asta vine și din urma faptului că el chiar practică, prezintă la Fashion Week și e un designer în primul rând și atunci aduce toate lucrurile astea, tot meșteșugul și toate cunoștințele, le aduce în școală și le dăruiește mai departe studenților. Și asta se vede imediat, adică au ieșit niște generații foarte bune de pe mâna lui. Știi ce te rog, Ioana, dacă ai vrea să-i transmiți un mesaj pentru că o să te asculte la radio? Lucian, te iubesc și continuă să faci lucrurile așa cum le faci, că ne place mult. E plăcut așa să ai așa mulți prieteni. Iată Ioana Ciolacu, una dintre cele mai de succes creatoare din România și care și-a pus bazele unui brand internațional. Are unul dintre cele mai bogate CV-uri pe care le știu și validarea unor persoane din mediul internațional, precum Stella McCartney, care a ajutat-o foarte mult. O respect foarte mult pe Ioana, cum respect foarte mulți dintre designerii români care au reușit să construiască un business. Mi-a plăcut foarte mult emisiunea de acum două săptămâni de pe ProTV, în care se sublinia acest lucru și în care se punea accentul pe platformele de promovare ale tinerilor designeri. Ioana Ciolacu e un exemplu pentru noile generații și pentru ce înseamnă să ai consistență într-un demers intelectual și apoi să-l traduci într-o zonă viabilă comercială. Așa că, Ioana, îți mulțumesc din suflet. Asta vreau să te întreb acum, Lucian. Ce trebuie să facă designerii români ca să fie mai vizibil sau neapărat mai vizibil? Cum pot fi mai ușor de accesat? Cum pot oamenii să ajungă la ei? Un bun prim pas ar fi să participe la astfel de evenimente ca cel de astăzi, în care, iată, sunt foarte mulți oameni veniți să cumpere design românesc și să fie atenți la ce se întâmplă în industrie, la platformele care sunt dezvoltate de persoane extrem de avizate, mă refer acum la platformele online, să se adapteze la noile tipuri de comunicare și să își construiască platforme online care să-i ajute să-și promoveze produsul, să lucreze, să facă internship-uri. Acum m-am referit ce se întâmplă cu ei după ce termină facultatea. Tu, de exemplu, cum îți vinzi cel mai bine produsele? În această perioadă nu am mai făcut produse pentru label-ul meu, tocmai pentru că m-am concentrat pe colaborarea cu Irina Schroeter, însă primele produse pe care le-am vândut au fost în concept space-ul din Galeria Naid, din București, și apoi pe platforma Molecule F, unde Mirela Bucovician a avut încredere să-mi lanseze produsele și a știut că o să se poată construi nișa despre care vorbeam mai devreme. Mirelei Bucovician sau lui Naomi Revnic le datorez impactul pe care creațiile mele le-au avut pe zona de online și cea mai bună promovare a fost cea în cadrul revistelor de specialitate. Toate interviurile și piesele care au apărut în editoriale sau premiile pe care le-am primit din partea anumitor redacții. Dar simți că oamenii sunt din ce în ce mai interesați de designul autohton? De da, designerii da, noștri? Da. Când am intrat și v-am văzut într-o mare de oameni, mi-am dat seama ce impact are prezența dumneavoastră și a unui astfel de
eveniment într-un oraș care consumă design românesc și care este și foarte... care este plin de talent. Da, aș vrea să adaug. Da. O să trecem la următoarea rubrică, se numește Back to Back, o să ne așezăm spate în spate, tu o să te întorci așa. Eu am să spun un cuvânt și tu o să-mi spui cuvântul care îți vine în minte atunci când îl auzi pe al meu, da? Da. Back to Back. Dragoste. Puritate. Rușine. Frică. Sex. Intensitate. Curaj. Forță. Bani. Iluzie. Pasiune. Dăruire. Talent. Har. Frică. Lipsă. Vacanță. Iluzie, din nou. N-am mai avut de mult. Perfecțiune. Utopie. Frumusețe. Diversitate. Design. Calitate. Culoare. Negru. Gata, poți să te întorci. Care sunt eroi vieții tale, Lucian? Ai eroi în viața reală? Am foarte mulți oameni pe care îi respect și am foarte multe persoane pe care le ador, însă nu aș putea să spun o singură personalitate care m-a influențat într-un mod covârșitor. Au fost fragmente ale respectivelor universuri care m-au influențat și care au făcut așa ca o țesătură ideatică și care m-au făcut să văd lumea și pe mine altfel. Dacă este să dau câteva exemple, universul artistic conturat de James Joyce sau opera unor artiști precum Anish Kapoor sau Joseph Beuys, teatrul lui Samuel Beckett sau anumite zone consistente ale artei contemporane. Sunt foarte multe direcții și foarte multe personalități artistice cu precădere care m-au influențat și care m-au ajutat să văd altfel lucrurile. Chiar dacă pentru colecțiile mele gândesc în non-culori, tocmai de aceea când a zis culoare, am zis o non-culoare, negrul, nu pot să uit ce mi-a spus o prietenă, mi-a trimis odată un mesaj de ziua mea și mi-a zis: nu trebuie să faci haine colorate, poți să faci haine alb-negru atâta timp cât culorile le porți în suflet. Și mi s-a părut foarte frumos mesajul și e și așa. Și foarte adevărat. Și da, sper să pot să ajung la nivelul acela în care să am așa un suflet foarte colorat. Eu cred că l-ai. Sper. Nici nu știu când a trecut o oră și jumătate, mai avem o rubrică 10 întrebări esențiale, trebuie să treci prin ele. Vă rog. 10 întrebări esențiale. Lucian, ce ai face dacă ai câștiga 1 milion de euro? Cu foarte mare parte din ei aș face evenimente care să ajute diferite cauze nobile și i-aș dona, practic, pentru cauze nobile. Ce înseamnă lux pentru tine? Să am timp liber. Ai donat vreodată sânge? Nu. Cui ai dat ultimul SMS? Mamei. Ce i-ai spus? Mulțumesc, mi-a urat succes pentru emisiune și i-am zis mulțumesc, te pup și te iubesc. Când te-ai simțit cel mai mândru? Fiecare realizare a unui student de-al meu mă face să fiu mândru. Ce-ai face dacă ai ști că săptămâna viitoare e sfârșitul lumii? Aș continua viața ca și când nimic nu s-ar întâmpla și aș încerca să fiu cât se poate de pozitiv. Sex dimineața sau seara? Și. E un scorpion. Când ai plâns ultima dată? Pe principiul și băieții plâng câteodată, chiar plâng în anumite momente, când mă emoționez sau când sunt foarte obosit sau pur și simplu când simt că am depus un efort prea mare care nu a fost... Nu a meritat. Exact. Așa că nu mi-e rușine să recunosc. Plâng câteodată. Ce înseamnă eleganță pentru tine? Eleganța e în primul rând legată de educație. Un om educat e un om și elegant. Care este rolul designerilor pe lumea asta?
să facă femeile, au așa un rol de psiholog. Deci un designer poate să fie un psiholog care să le ajute pe femei să își redescopere frumusețea. Lucian Broscățean, îți mulțumesc foarte mult pentru participarea. Eu vă mulțumesc și nici nu știu cum a trecut așa de repede. Nici eu nu știu, trebuie să te mai invit odată. Vă mulțumesc din suflet. Îți doresc foarte multe. A fost o onoare să fiu alături de dumneavoastră. Și pentru mine și îți doresc numai proiecte reușite. Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor Europa FM, și vă dau întâlnire sâmbăta viitoare la prânz. O zi excelentă tuturor, ne despărțim pe ultima melodie aleasă de Lucian Broscățean. La radio cu Andreea Esca la Europa FM.